avem o diferență fundamentală. Diferența dintre sexe și diferența dintre genuri. Încă de când ne naștem, îmbrăcămintea este prima care ne încadrează într-o categorie. Ne diferențiază de departe. Vedeți, ne naștem fete și băieți. Asta este diferența de sex, da? Dar, în funcție de anumite trăsături pe care ni le aplică contextul social, devenim de genul feminin sau de genul masculin. Culorile fac parte din contextul acestor trăsături. Ce se întâmplă mai departe? Fetele cu ce se joacă? Păpuși. Băieții? Dar de ce se întâmplă lucrul ăsta? Oare nu le-ar plăcea și băieților să joace cu păpuși? Am văzut și cu ele că cu păpuși și da? Cred că ăsta este impunul mai rău de către părinți. De ce? Pentru a stabili de la bun început genul în care se va încadra copilul. Dacă e băiat, se joacă cu mașini, dacă e fetiță, se joacă cu păpuși. Deci sunt niște condiționări sociale până la urmă, nu? Vi s-au făcut vreodată sugestii de genul tu trebuie să faci asta pentru că ești fată sau tu trebuie să faci asta pentru că ești băiat? Da? Puteți să-mi dați exemple? Ia să vedem ce memorii aveți. Așa? Cum? Trebuie casnice, da? Să poți fustă pentru că ești fată. Așa. Băieții, n-aveți nicio amintire de genul ăsta? Nu mi s-a spus? Aveți. Da. Și lăsa părul lung pentru că ești băiat. Aha, da. Cu ce se joacă băieții? Cu? Cu mașinuțe? Cu? Pistoale. Pistoale? Cu? Roboți. Roboți, da. Cu mingea. Cu mingea. Ziceam că fetele se joacă cu păpușile. Ce abilități dezvoltă acest joc cu păpușile? Îngrijirea. Aha. Există un concept în studiile feministe care se cheamă etica grijii și este specific feminin. Etica grijii care, iată, se învață încă din copilărie când ai o păpușă și ce faci cu ea? O îngrijești, îi dai de mâncare, o duci la doctor, o îmbraci, o schimbi. Băieții au mai puțin de a face cu genul ăsta de grijă, nu? Deci iată că pe când sexul este ceva moștenit, ceva biologic, ceva natural, genul este ceva care se învață. Există o feministă care se cheamă Simone de Beauvoir și care a scris Al doilea sex, se cheamă cea mai importantă carte a ei, vă recomand pentru că sigur o să vă placă. Și ea spunea, ne naștem fete și băieți, devenim de genul masculin sau de genul feminin.